Amăriți să fie numele Domnului! Amen. Iubite Biserica Domnului, deschidem Sfântul Cuvânt la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 8, citim de la versetul 26 până la versetul 40 inclusiv, pagina 1065. Cu respect ascultăm Cuvântul Domnului! Un înger al Domnului a vorbit lui Filip și i-a zis, Scoală-te și du-te spre miază zi, pe drumul care coboară spre Ierusalim la Gaza și care este pustiu. Filip s-a sculat și a plecat. Și iată că un etiopian, un famen cu mare putere la să candace a etiopienilor și îngrijitorul tuturor visteriilor ei, venit la Ierusalim ca să se închine, se întorcea de acolo și ședea în carul lui și citea pe prorocul Isaia. Duhul a zis lui Filip, Dute și ajunge carul acesta. Filip a alergat și a auzit pe etiopian citind de prorocul Isaia. El i-a zis, înțelegi tu ce citești? Famenul a răspuns, cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Și-a rugat pe Filip să se suie în car și să șadă împreună cu el. Locul din scritură pe care îl citea era acesta. El a fost dus ca o oaie la tăiere. Și, ca un miel fără glas înaintea celui cel tunde, așa nu și-a deschis gura. În smerenia lui, judecata i-a fost luată. Și cine va zugrăvi pe cei din timpul lui, căci viața i-a fost luată de pe pământ? Famenul a zis lui Filip, rogute, despre cine vorbește Prorocul astfel, despre sine sau despre vreun altul? Atunci Filip a luat cuvântul, a început de la Scriptura aceasta și i-a propovăduit pe Isus. Pe când își urmau ei drumul, au dat peste o apă și famenul a zis, Uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Filip a zis, Dacă crezi din toată inima, se poate. Famenul a răspuns, Cred că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Amin a poruncit să stea carul, s-au coborât amândoi în apă și Filip a botezat pe famen. Când au ieșit afară din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip și famenul nu l-a mai văzut. În timp ce famenul își vedea de drum plin de bucurie, Filip se afla la Azot, de unde s-a dus până la cezarea și propovăduia Evanghelia în toate cetățile prin care trecea. Amin. Vă Băi, micul respect, să reocupați locurile. Iubiți oameni lui Dumnezeu, scumbă biserică, dragi prieteni, dragi frați și surori, ne bucurăm să fim împreună cu dumneavoastră la această frumoasă părtășie. Împreună cu soția mea Diana, vă vizităm cu drag din Canada, Mulțumim fratelui păstor Căuniac pentru invitația făcută să fim la această părtășie, bordului de conducere care a acceptat să fim cu dumneavoastră împreună. Vă aducem sfinte salutări din Canada, dorind din toată inima ca Dumnezeu pe toți să vă binecuvânteze. Sora Ticuța Bărsan m-a rugat personal să vă transmit salutări din partea dumnea ei, precum și familia Bărsan extinsă. Vă salută toți cu multă căldură. Din partea bisericii din Chicine, salutul fim salmul 20, să vă asculte Domnul în ziua necazului și nu numai oricând strigați la Dumnezeu, Domnul să vă asculte. Iubiții mei, se spune așa într-o întâmplare, este princhipuită, dar este foarte pragmatică. O tânără, într-o zi, s-a decis să meargă către biserică. Vroia să se întâlnească cu Dumnezeu. Pornind ea în drumul ei, la un moment dat, audio șoaptă, o voce, care îi spune astfel, unde te duci? și a spune la biserică. Vocea aceea îi spune, de ce se mergi la biserică tu? Tu ești tânără, ești frumoasă, de-abia ești la început de viață, ai mult timp în față, du-te înapoi acasă, alții au nevoie de biserică, va fi timp mai târziu. Și oarecum, convins de această voce, tânăra se întoarce înapoi acasă. Trece un pic de timp și acum acea tânără este o doamnă tinerică care de-abia s-a căsătorit, are deja un copilaș și vrea să meargă către biserică. Aceeași voce o întâmpine pe drum și îi spune, unde te duci? Mă duc la biserică. Și vocea îi spune, de ce să mergi la biserică? De-abia acum ai un copil. De-abia acum începi să-ți scroiești drumul în viață. Mai este timp, alții au nevoie de biserică, du-te acasă. Oarecum convinsă de vocea aceasta se întoarce înapoi acasă. Ca mai apoi acum o doamnă în floarea vârstei, să meargă către biserică. Și vocea din nou apare și întreabă, unde te duci? Mă duc la biserică. De ce să mergi la biserică? Acum ai cariera, acum ești în momentul în care poți să devii cineva, acum agonisești și ai nevoie pentru viață, mai este timp, alții au nevoie de biserică, du-te înapoi acasă. Și spune această relatare închipuită că acum o bătrânică mergea către biserică, obosită de ani de zile, de o viață cu zbucium și greutăți, cu bastonul ei încet, încet, cu a nevoi, mergea către biserică. Și aceeași voce o întâmpină. Unde te duci? Mă duc la biserică. Și vocea acum îi spune, la biserică? Acum, după ce ți-ai trăit viața, ai făcut tot ce ai vrut, ai consumat toate resursele care le-ai avut, acum când nici o companie nu te mai angaja. Acum mergi la biserică, crezi că Dumnezeu are nevoie de tine acum, du-te înapoi acasă. Și oarecum descurajată spune această întâmplare închipuită că această bătrânică se întoarce înapoi acasă și nu mai ajunge la biserică. Este o întâmplare închipuită, dar ilustrează o realitate profundă, dragii mei. Ca și oameni, ne place să amânăm, ne place să așteptăm, Cuvântul Domnului spune în Eclesiastul, capitolul 3, cu versetul 11. Toate lucrurile le-a făcut frumoase la vremea lor. A pus în inima lor chiar și gândul veșniciei. Măcar că omul nu poate cuprinde întreaga lucrare lui Dumnezeu de la începutul ei până la sfârșitul ei. Fiecare etapă din viață are frumusețea ei, fiecare moment al vieții are specificul lui, tinerețea este frumoasă, momentul de căsătorie este frumos, perioada aceea când sunt copilași și mici, dificil cum este el, este frumos, apoi devenim oameni maturi, apoi îmbătrânim, fiecare etapă are frumusețea ei. Dar în toate aceste etape ale vieții, dragii mei, nu putem fugi de un adevăr fundamental. Dumnezeu a înscris în inima noastră dorința după Dumnezeu. Caută omul în viața lui să-și îndoape acest dor după Dumnezeu cu fel de fel de mecanisme. Unii se pierd în abuzul băuturii și altor substanțe, alții caută prin petreceri și veselie, alții prin sportul, alții prin fel de fel de asociații și caută omul să astupe acel dor. Dar dorul acela nu dispare, precum se spunea foarte frumos, este un gol în formă de Dumnezeu. Singurul care poate satisface acea nevoie este Domnul Dumnezeu. Dumnezeul acesta care te-a creat pe tine și pe mine Ne-a creat cu o dorință să ne conectăm cu cerul El dorește să vină împărtășie cu noi Precum o dinioară în grădina Edenului Dumnezeu în răcoarea zilei vorbea cu omul Dumnezeul acesta vrea să se întâlnească cu tine și împreună cu mine Și ne cheamă Dumnezeu să ne apropiem de El Ne cheamă Dumnezeu la sfânta pocăință Problema este că noi tot amânăm chemarea care Dumnezeu ne-o face. Probabil că printre cele mai mari minciuni care diavolul a putut să le dea omenirii, n-a fost nici că nu este Dumnezeu, n-a fost nici că nu este nevoie de pocăință, n-a fost nici că nu este nevoie de botez în apă, a fost că mai este timp. Mai este timp, nu acum. Îi bine că ai dorință de schimbare. E bine că vrei să fii mai bun. e bine că vrei să te pocăiești. Îi biblic, scrie în Sfânta Scriptură, scrie în carte, dragii mei. Dar toate acestea le poți face și mai târziu. Problema este că nimeni nu știe cât mai târziu mai avem noi de trăit. Omul Dumnezeu Moise, care văzuse mult în viața lui, la un moment dat în Salmul 90 cu versetul 12 spune astfel, Învață-ne, să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Vreau să vă întreb, care dintre dumneavoastră știți cât zile mai aveți? Fratele păstor Vasile Hozan are un stil mai noștim să răspundă. Frate Ozan, câți ani ai? Nu știu, dragă. Nu, frate Ozan, câți ani ai? Nu știu. Ei, nu știu câți ani am. Câți am avut, știu. Cât ani mai am, nu știu, aia numai Dumnezeu știe. Noi putem să numărăm câte zile au trecut în viața noastră. Din ziua când m-am născut, vă pot spune exact cu ore și minute, că secundele trec cam repede, cât am trăit prin momentul acesta. Dar câți ani mai am, cât de lungă va fi viața mea, eu nu știu asta. Singurul care știe este Domnul Dumnezeu. Și de aceea când suntem chemați să ne numărăm bine zilele, singura zi pe care noi putem să o numărăm este ziua de astăzi. Câtă vreme auziți glasul Lui astăzi, nu vă împietriți inima. Nu mai este timp, azi ascultați chemarea la mântuire. Vreau să privim în dreptul unui om, un om care de altfel avea de toate, un om care, am zice noi în termeni omenești, nu avea nevoie de Dumnezeu, un om care se vedea stabil în viață, și totuși un om care îl întâlnește pe Dumnezeu și Dumnezeu îi schimbă întreaga traiectorie a vieții. Și toate acestea pornesc de la un moment profund al întâlnirii cu Dumnezeu. Și vom vedea cum lucrează această lucrare minunată a mântuirii. Spune versetul 2, mai spus, versetul 22 din pasajul, 27 din pasajul nostru. Filip s-a sculat și a plecat și iată că un etiopian, un famin cu mare putere la împărăteasa Candace a etiopienilor și îngrijitorul tuturor viseriilor ei a venit la Ierusalim să se închine. Ascultați-mă foarte bine, pentru noi face foarte mult sens ca și români. Au trecut deja 33 de ani de când s-a schimbat sistemul și regimul în România, și am rămas oarecum cu aceeași mentalitate. Dacă vrei să rezolvi ceva, noi am învățat că există partidul PCR pile, conexii și relații. Orice ai nevoie se rezolvă prin PCR. E mult mai ușor să știi pe cineva decât cu a nevoie să stai în linie la rând, să dai telefoane, procedeul la costă. Eu cunosc pe cineva, de altfel ca și copiii, nu așa mă să spunem. Știi cine e tata meu? Chiar dacă nu era nimeni tată tău, a învățat că expresia tata meu înseamnă ceva. Așa am crescut noi ca și oameni. E vreau să vă spun că dacă cineva era în PCR, era omul acesta. Omul acesta era la împărăția etiopienilor, mare în vremea aceea, și era famenul acestei împărătese. Îngrijitorul casei împărătești, mai mult, era îngrijitorul visteriilor. Era trezorierul împărăției. Omul acesta deținea de foarte mult avere. Foarte multă putere, orice și-ar fi dorit, îi se îngăduia. Gândiți-vă doar la un singur lucru, ați vrea să mergeți în vacanță undeva, cât timp vă acordă de la lucru? Întotdeauna ne plângem, dacă îmi dădea și mie șeful Cozin plus, puteam să mă duc. M-aș fi dus și eu măcar, nu până cine știe, departe, nu afară din România, până în Rădăuți. Dar nu mi-a dat o zi în plus, că numai atât mi-a dat mie câteva ore de liber de la lucru. Ne deranjează că n-avem mult. Omul acesta, care definea oarecum pe cereul, pleacă din Etiopia până la Ierusalim. Dacă ar fi să tălmăcim aceasta după anumiți comentatori, undeva la aproximativ 3000 de kilometri a mers omul acesta. Nu cu avionul. În vremea aceea cu cămila și cu alte modalități de transport. Dura timp. Și a avut permisiune de la Lucru să-mi lipsească cât a fost nevoie. Două, trei, patru săptămâni, două, trei luni, omul acesta deținea putere. I s-a împlinit dorința care o avea. Gândiți-vă dumneavoastră să vei fost în locul omului acestuia. Ce nevoie să ai tu când toate le ai la îndemână? Dacă ți-i foame și vrei să mănânci o mâncare specială, doar ești în casa regală. Cele mai alese mâncări se făceau pentru casa în care tu locuiai. Dacă aveai nevoie, nu de un împrumut, să-ți faci o verandă în plus sau un geam pe lângă casă, era ușor, când PCR-ul în care exista el, imediat se rezolva cu semnătura împărătesei. Toate acestea erau la îndemână acestui om. Și omul acesta, cu toate că le avea pe toate, îl căuta pe Dumnezeu. A venit distanță lungă, aproximativ 3000 de kilometri, cu dorința să se închine la Ierusalim. Că undeva în țara lui aflase el că acolo, la Ierusalim, era un popor special, un popor a cărui neam avea scris niște arhive și cei din Etiopia auziseră, acolo era un popor care avea un Dumnezeu numai pomenit. Cu ani foarte mulți în urmă, prin zona lor, Dumnezeu despicase marea în două și poporul acesta trecuse pe uscat. A auzit că poporul acesta cât a pribegit prin pustie, Dumnezeu le-a trimis pâine în fiecare zi, le-a trimis carne și apă și Dumnezeul lor s-a îndurat de ei. Dumnezeul acesta le-a vindecat bolnavii. Amintiți-vă că Naman Sirianul a fost vindecat de puterea lui Dumnezeu și famenul acesta știa că Israel are un Dumnezeu și Dumnezeul acela e Dumnezeul nostru mărit să fie în numele Domnului. Un Dumnezeu care lucrează, care face semne și un Dumnezeu care și astăzi încă activează în viața noastră fapt pentru care biserica spune răsunător, mărit să fie Domnul! Amen. Dragii mei, omul acesta îl căuta pe Dumnezeu pentru că foamea, dorința după Dumnezeu este înscrisă în ADN-ul nostru. De asta nu putem scăpa câtă vreme vom muri. Sunt patru întrebări existențiale cu care fiecare om în viață va trebui să se confrunte: De unde vine? De ce este aici? Care este codul moral? Și ce vine după aceasta? Aceste întrebări rod pe fiecare om, întrucât au fost scrise în inima noastră, în duhul nostru de Dumnezeul care vrea să fie împărtășie cu noi. Omul acesta bogat a venit să se închine. Și acum aș vrea să observați ceva. Aș vrea să observați cum lucrează lucrarea mântuirii. Dragii mei, ascultați-mă bine. Nu vă predic din canoanele penticostale. Nu vă predic din cărți scrise de oameni din cultul oarecale. Vă predic din cartea aceasta numită Biblia, cuvântului lui Dumnezeu. Cartea care și dumneavoastră și eu avem acasă, aceeași carte în egală măsură, Cuvânt al lui Dumnezeu ascultați cum arată lucrarea mântuirii după această carte numită Sfânta Scriptură. Vă întreb astfel, dragi frați creștini, de orice denominație, religie sau mai bine spus, dacă vreți nuanță, să credeți că acesta este cuvântul lui Dumnezeu? Autoritativ, în el sunt cuprinse cuvintele Domnului nu le-a scris nimeni altcineva decât Sfântul Dumnezeu prin prorocii săi, prin apostolii săi, prin cei chemați să scrie pentru noi lucrarea mântuirii. Acesta e cuvântul Domnului. Amin la aceasta? Dacă sunteți de acord cu mine, observăm cum arată lucrarea mântuirii. Observați că întotdeauna lucrarea mântuirii începe cu inițiativa lui Dumnezeu. În versetul 26 spune astfel, un înger al Domnului a vorbit lui Filip și i-a zis, Până să te gândești tu la Dumnezeu, s-a gândit Dumnezeu la tine. Până să te fi născut tu în lumea aceasta și să fi cunoscut părinții tăi ce nume îți vor spune, în cartea vieții lui Dumnezeu se scrisese deja un nume pentru tine. Dumnezeu te cunoaște și Dumnezeu știe cine ești. Întotdeauna lucrarea mântuirii începe cu inițiativa lui Dumnezeu. Vă dau un exemplu foarte simplu, dragii mei. Dacă cineva cade într-o groapă foarte adâncă, groasnic de adâncă, și n-are nicio modalitate să iasă afară, vă întreb, prin ce s-ar putea salva omul acela? Și de se trage de urechi în sus, tot nu se poate ridica din starea în care se află. Ca să ieși într-o groapă foarte adâncă, întotdeauna necesită intervenția cuiva din afară, să te prindă de mână, să te ridice afară. Și acum ascultați-mă foarte bine. Conceptul nostru de religie prezintă o modalitate prin care omul se poate relega cu Dumnezeu. De altfel, religie, religion înseamnă a relega ceva înapoi. Omul a pierdut relația cu Dumnezeu prin păcat și ar încerca oarecum să se întoarcă înapoi către Dumnezeu. Dar gândiți-vă la cât de absurd sună această nuanță. Dumnezeu este sfânt și perfect, dragii mei. Dumnezeu nu are nicio limită. Și noi, oameni limitați, gândim că Dumnezeu numai decât va fi cumpărat de anumite mișcări care noi le facem. De bună oară, de anumite rugăciuni, de anumite manifestări, de anumite ritualuri religioase prin care Dumnezeu va trebui să fie sensibilizat să ne primească pe noi. Spuneam și aseară unei biserici, mă repet și înainte dumneavoastră, Gândiți-vă că în fața unui judecător ar sta un om care este condamnat pentru o crimă, un act odios. Și în momentul când judecătorul vrea să dea sentința, omul spune, onorată instanță, vă rog să vă opriți. Aș vrea să luați în considerare, înainte de a da verdictul și sentința, că eu sunt un om care mi-am plătit taxele. Eu sunt un om care îmi iubesc soția. Eu sunt un om care am grijă de copiii mei. Eu sunt un om care am contribuit la binele statului în care trăiesc. Vă rog frumos să luați în considerare că în balanța dumneavoastră aceste fapte bune vor trebui să cântărească ceva la care judecătorul ar spune bravoție. Crezi că aceste fapte bune vor exclude faptarea a care ai făcut-o? Era de datoria ta să-ți plătești taxele. Era de datoria ta să-ți iubești soția, copiii, să fii un bun cetățean. Era de datoria ta să le faci acestea toate. Fapta ta, nu poate fi înlocuită de faptele tale bune. Dragii mei, nu știu de când și de unde a început acest concept în mintea noastră. Că vom ajunge în rai și Dumnezeu într-o balanță va pune faptele bune cu faptele rele și cumva, cumva, Dumnezeu va trebui cumva să se îndure de noi. Ascultați-mă bine! Un Dumnezeu care este drept întotdeauna va trebui să judece cu dreptate păcatul. Nu există modalitate să scap de judecată printr-o balanță a unor fapte. De aceea, lucrarea mântuirii începe cu inițiativa lui Dumnezeu din acest cuvânt care ați admis dumneavoastră că este cuvântul lui Dumnezeu, eu vă citesc din Cartea Roman, capitolul 5, cu versetul 6. Căci pe când eram noi încă fără putere, Hristos la vremea cuvenită a murit pentru cei nelegiuiți. Pentru un om neprihănit cu greu ar muri cineva, dar pentru binefăcătorul lui Poate că s-ar găsi cineva să moară, dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi mărit să fie numele Domnului. Mă repet cu această explicație. Nu uitați, păcatele nu pot fi iertate. Păcătoșii sunt iertați. Păcatele întotdeauna se plătesc. Acel exemplu care l-am mai tot spus, dacă un copil sparge un geam, părintele iartă copilul, că el e cel care a păcătuit. Dar geamul trebuie plătit de cineva. Părintele plătește geamul. Păcatele noastre, care sunt multe, nu sunt trecute cu vederea. Ele trebuie plătite ori de noi ori de cineva capabil să le plătească. Și ca Dumnezeu să ne scape pe noi de plată, l-a trimis pe Fiul Său în lume să moară pentru noi, să plătească El păcatele noastre, asumându-le la cruce, ca prin jertfa sfântă noi să putem să fim mântuiți, lăudați să fie numele Amen. Domnului. Dacă va opri un polițai pe drum pentru că ați încălcat legile rutiere, și precum este cel puțin la noi, dacă ai trecut cu 50 de kilometri peste, ți se dă o amendă de 10.000 de dolari, ți se ia mașina pe loc și dacă chiar ai fost și nerușinat în modul în care te-ai comportat, ai riscat și șase luni de închisoare. Ne rezumăm doar la 10.000 de dolari, o sumă destul de bunicică. Acum v-aș întreba, când vine domnul polițai la geam, Ați vrea să fie, să fie bun îngăduitor cu dumneavoastră sau să fie just și drept? Cei mai mulți, cred că am spune, am preferat să fie bun. Așa să ne zâmbească frumos, să ne dea amenda mai plăcut? Nu, nu, am vrea să nu ne dea amendă. Am vrea să găsească o modalitate să ne scape de amendă. Acum eu vă întreb, dacă Dumnealui este amabil și ne reduce amenda, mai este just și drept în fața legii? nici de cum. Legea este imparțială. Legea nu-i pasă cum te cheamă, cine ești tu, în ce pe cere te afli tu. Legea cere dreptate. Ai încălcat legea, ți se dă peimântul necesar. Și acum, dacă el trebuie să fie drept și just, va trebui să-ți dea pediapsa maximă care o meriți. Dar dacă este drept și just, se pare că nu poate fi bun. Și eu pun o întrebare. Ar putea un polițai să fie simultan și drept și just și bun și amabil în același timp? Unii ar spune da. Îți dă amenda zâmbind. Nu știu dacă chiar te scapă de problemă. Mă reîntorc, se poate amândouă să se întâmple? Și eu vă spun că se poate. Măcar că sună paradoxal, se poate. Îți dă amenda maximă, că o meriți, că asta este vina ta, și în același timp scoate portofelul său, scoate un cec și scrie suma de bani care este amenda ta. Ți-l înmânează. În momentul acela, omul acesta își asumă pediapsa ta, îți plătește el pediapsa și tu măcar că ai primit amenda, ai scăpat nevinovat. Este nedrept față de cel ce plătește. Ascultați-mă bine, Dumnezeu în Fiul Său a plătit toate păcatele noastre. În momentul când Hristos murea pe cruce, a asumat din partea ta și din partea mea toate poftele, toate minciunile, toate strigările, înjurăturile, toate momentele de violență, de răutate, toate momentele de preacurvie și curvie, orice lucru rău, Hristos l-a asumat pe cruce pentru noi, pentru că Cel ce nu făcuse păcat niciodată, Dumnezeu l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El, mărit să fie Domnul. Hristos a murit pentru mine și pentru tine, dragul meu n-ai ce face tu ca să-ți cumperi mântuirea. Oricâte lumânări ai aprinde, ai putea da foc la păduri întregi, tot nu-ți poate spăla păcatul, doar sângele Domnului Isus Hristos Amen. spală păcatele, o dați fie numele. De aceea întotdeauna, inițiativa mântuirii începe cu Dumnezeu. Dragii mei, v-am citat din carte care a spus că este cuvânt al lui Dumnezeu. În al doilea rând, Dumnezeu te observă pe tine ca om în locul în care te afli. Ne spune parte 2, versetul 26. Scoală-te, du-te spre miază zi, pe drumul care coboară spre Ierusalim, la Gaza, și care este pustiu. Observați că Dumnezeu te observă pe tine în locul în care te afli. Omul acesta se afla într-un loc pustiu, într-un deșert imens. Într-un deșert imens, dacă cauți un om cu elicopterul relativ aproape de deșert, n-ai să-l găsești. Este greu să observi pe cineva în această stare. Și cu toate acestea, într-un deșert imens, fără lămpi, fără drumuri, fără semne circulație, Dumnezeu observă un singur om care era în căutare după Dumnezeu. Dumnezeu te vede în locul și în starea în care te afli. Nu doar că inițiativa este a lui Dumnezeu și El începe cu lucrarea mântuirii, dar Dumnezeu te întâmpină pe tine în locul în care te afli. Cât de mult ai vrea tu să fii mântuit, nu-L poți găsi tu, că Iisus Hristos întotdeauna vine să te caute El pe tine, lăudat să fie numele. Pustiul acesta, dragul meu ascultător, poate să fie locul tău de cădere, poate să fie locul tău de zdrobire, poate să să fie depresia ta, poate să fie anxietatea ta, cauzată de o sumedenie întreagă de practici care în timp ți-au distrus sufletul. Cineva va spune, de ce așa de multe reguli la voi? Dați-mi voi să vă explic pe scurt. Un om dorește să bea suc de fructe. Și ca să facă suc de fructe, el ar vrea să formeze un aparat care va lua fructele și va face suc din ele. Vine cu un design, îl concepe foarte frumos, îl testează de câteva ori, că e inventator geniu venit din zona Moldovei, și apoi, cu acest ingenios aparat, vrea să meargă și la alții. Îl dă unei firme care îl produce mai departe și acum vrea să-l vând pe piață. Tu te duci și cumperi storcătorul de fructe. Când îl scoți afară din cutie, el întotdeauna va avea împreună cu acel aparat o mică cărțulie. De obicei, covârșitor fără excepție, noi, care suntem foarte deștepți, primul lucru care facem este să aruncăm cărțulia. Dar nu așa de redus, să nu-mi dau seama, că două butoane, deschis și închis, atât. Și e așa mare teologie și filozofie. Apeși un buton, s-a pornit, apeși un buton, s-a închis. Să presupunem, în schimb, că într-o zi, omul nostru care a plătit cu banii săi acest aparat, își dorește să vadă ceva, un experiment. Am să bag niște pietre în storcător. Sunt curios, rezistă sau nu? Și le bagă. Desigur, precum s-ar întâmpla, explodează storcătorul. Acum omul mânios și supărat și geamul spart și storcătorul distrus, dă în judecată firma și pe cel care a făcut storcătorul. Ajungând la tribunal, spune, sunt dezamăgit. Am plătit pentru acest aparat, mi-a distrus și casa, s-a distrus și aparatul. Ce fel de oameni sunteți voi care ați inventat o astfel de mașină? Nu lucrează bine. Este întrebat întreba ce a făcut. Pe a măgat pietre în el. La care cel care l-a creat îi spune astfel, nu era voie să pui pietre în el. Și omul spune, dar e aparatul meu. Fac ce vreau cu el. Eu l-am cumpărat pe banii mei și dreptul meu. Este adevărat că e dreptul tău. Dar va trebui să te gândești că acest aparat când a fost construit, n-a fost construit pentru ceea ce ai vrut tu să faci. Și de unde știam eu? Dacă îți aduci aminte în acel aparat, în acea cutie, era o mică cărțulie și era scris cu roșu, pretul tine de mai multe ori. Nu băga aceasta, nu băga aceasta. Și mai mult ca sigur că avem oameni prea inventivi, nu m-ar mira să nu scrie, nu băgați pietre în storcător. Că așa se întâmplă uneori, numai în America se întâmplă așa ceva, dragii mei. După care oamenii fac fel de fel de gură. Scrie acolo, nu ai voie să bați pietre. Dacă te uitai în cartea aceea, ai fi realizat. Și omul spune, dar nedrept, îți banii mei, eu am muncit din greu, eu l-am cumpărat, e aparatul meu, fac ce vreau cu el. La care omul îi spune, adevărat, poți să faci ce vrei. Dar rezultatele vor fi întotdeauna în conformitate cu structura aparatului creat. Ascultați-mă foarte bine. Cel care ne-a creat pe noi este Domnul Dumnezeu. Amen. Cel care a făcut designul trupului, sistemului, sufletului și a Duhului nostru este Domnul Dumnezeu, dragii mei. Amen. Și ca să înțelegem cum operează acest aparat, ne-a scris o cărțulie în care scrie cu roșu de ce să faci și ce să nu faci. Întrucât folosești trupul în condițiile optime de operare, vei fi fericit tu și copiii tăi, spune Biblia. Alege astăzi viața, fă ce scrie în cartea legii, zicea Domnul, și vei trăi tu și copiii tăi. Dar omul spune, ei trupul meu și fac ce vreau. E adevărat că poți să faci ce vrei, dar rezultatele care vor veni, vor veni în conformitate cu situațiile în care te baci tu cu însăși mâna ta. Ca mai apoi omul să aibă îndrăzneala, să ridice mâna către cer să spună ce fel de Dumnezeu e ăsta care mă îngădui pe mine să fiu bolnav. Vă traduc în termeni modern. Un om fumează 60 de ani. După 60 de ani de fumat la greu, face cancer la gât și la plămâni. Și acum, stând suferind pe pat, spune ce fel de Dumnezeu e ăsta care mă îngăduie să fiu bolnav. Oare Dumnezeu te-a făcut bolnav? Sau probabil că deciziile tale în a folosi trupul acesta într-un mod neadecvat ți-a distrus viața. Cineva bea 60 de ani și după ce bea 60 de ani și distrus și ficatul, și sistemul de stomac și multe altele. Și acum spune, unde-i Dumnezeu ăsta care e bun, care zic mulți că e bun? Uite, mă lăsați să fiu bolnav. Oare Dumnezeu te-a făcut bolnav? Sau deciziile tale ne ați folosit corpul într-un mod neadecvat, te-a dus acolo? Cineva își folosește trupul pentru plăceri. Ce contează chestia asta cu căsătoria, cu actele? Și dacă vrem să ne trăim viața, la tinerețe, e floarea vârstei. Și dacă am prieteni și mă culc cu el și schimb prietenul ca și ciorapii, ce se întâmplă? Dumnezeu nu ți-a creat sistemul tău emoțional și sufletesc să lucreze în felul acesta. Vă dau doar un exemplu. S-a studiat psihologic că o femeie care are mai mult de 5 parteneri romantici nu mai are capacitatea să se lege emoțional și te miri apoi că după două, trei divorțuri ajunge omul în alte traume, nu se mai reagă, nu se mai încheagă, au mari probleme în familie și se întreabă oamenii de ce am ajuns aici? Pentru că ai folosit acest corp într-un mod neadecvat cum cel care l-a creat niciodată nu intenționase să fie folosit. Ei, dragii mei, indiferent în care situație te afli, indiferent cât de mult s-a stricat, dacă vreți, storcătorul tău, indiferent unde ai ajuns prin folosirea trupului tău într-un mod neadecvat, în pustiul în care te afli, te vede Dumnezeu mărit să fie în numele Său. La un moment dat murea un om pe cruce împreună cu Domnul Hristos. Am fi spus că era punctul final, merita soarta, făcuse crime, furase foarte mult. Era un om pleava societății, atât de rău, încât romanii au decis să-l omoare pe omul acesta. Romanii, colege, bine pusă la punct. Și în timp ce omul acesta muria, privește către cel ce moare lângă el și spune Mântuitorului, adu-ți aminte de mine când voi veni în împărăția ta. Și Domnul îl observă în locul în care se află. Azi vei fi cu mine în rai. Iubitul meu ascultător, nu contează cum te cheamă, de unde vii, de ce etnie ești, nu contează câtă școală ai, nu contează pe unde ai trecut. Dumnezeu te vede în situația în care te afli. Ăsta e Dumnezeul care iubește oamenii, lăudat să fie în numele Domnului. Asta e lucrarea mântuirii după cartea aceasta care dumneavoastră ați admis că este cuvântul lui Dumnezeu. Ca în al treilea rând să observăm că Dumnezeu are resurse specifice pentru mântuirea oamenilor. Ne spune versetul 29. Duhul a zis lui Filip, du-te și ajunge carul acesta. Observăm Duhul Sfânt se implică în lucrare. 2. Observăm că el citea pe prorocul Isaia, versetul 28. Se întorcea de acolo și ședea în carul lui și citea pe prorocul Isaia. Ca mai jos să ne spună din versetul 32 până versetul 34 exact ce citea omul acesta. Un pasaj din Isaia 53. Iisus Hristos s-a dat ca miel de răscumpărare pentru noi. La mântuirea noastră, dragii mei, întotdeauna lucrează două elemente. Cuvântul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului este oglinda prin care eu mă văd așa cum sunt eu. Ascultați bine ce vă spun. Oamenii sănătoși n-au nevoie de doctor. Niciodată. De aceea nu mă duc la doctor câtă vreme sunt sănătos. Când devin bolnav, mă duc la doctor. Și acum ascultați la fel de bine. Oamenii care se văd buni. N-au nevoie de mântuire. Hristos spunea, am venit să mântui pe cei păcătoși. Nu pe cei care sunt sfinți. Sfinții n-au nevoie de mântuire. Doar păcătoșii au nevoie de mântuire. Problema noastră este că noi întotdeauna ne vedem foarte bine. Că în comparație cu, iertați-mi expresia, nenorociția aceia care fac crime, care omoară, care cuvinte care nici măcar nu le vorbim de la învon, în comparație cu ei, eu sunt un sfânt. Dar în comparație cu standardul obiectiv al lui Dumnezeu, eu nu sunt sfânt. Și aici înseamnă că va trebui să mă evaluez după un standard obiectiv. De bună oară, eu tind să cred că sunt destul de sănătos și chiar în formă. S-ar putea că doctorul să nu fie de acord cu mine. Îi drept că îmi place foarte mult să mânc ciocolată. M-am mărturisit de prea multe ori de aceasta, am riscat că am ajuns să am de alții ciocolată când mă întâlnesc cu ei. Îmi place mult ciocolată. Dacă mă slobod la ciocolată, Doamne, milă că mănânc tot ce mi se dă. N-am limită. Știu că nu-i bine și știu că sunt un pic rotunjel. De altfel, am vrea, aș vrea să scap de forma mea, dar nu mi se dă. Și aflu într-o zi de ce îmi spune soția. Înainte să mă construiesc, m-am rugat să-mi dea Dumnezeu un soț care să slujească pe Dumnezeu, să aibă ochelari și un pic de burtă. Și acum observați că oricât aș vrea eu să scap de forma mea, nu mi se dă. Rămâne plinită dorința ei. Dar mă reîntorc. Ar fi normal să fiu mai în formă. Totuși, eu cred că sunt în formă. Eu cred că sunt foarte în formă. Cel care îmi va spune cu adevărat dacă sunt în formă sau nu, nu sunt cei care mă compară cu alte standarde. Este doctorul care obiectiv mă pune pe cântar. Mă cântărește, îmi măsoară înălțimea și după un standard medical îmi compară înălțimea cu greutatea și îmi spune la greutatea care o ai și înălțimea care o ai, nu ești în formă. Domn doctor, să fie cu respect, să-ți fie rușine, eu sunt în formă. Eu sunt cel mai în formă, n-ai găsit unul mai în formă ca mine. Și el spune la fel, la, la fel de bine, auzi, să-ți fie ție rușine, pentru că eu ca specialist îți spun că după standardul medical tu nu ești în formă. Acum am putea să mergem la nesfârșit. Cine are dreptate? Dacă nu cel care are un standard obiectiv de a cântări și de a măsura și mă reîntorc. Noi putem să ne comparăm unii cu alții. Eu mă văd mult mai bun ca ceilalți, pentru că în comparație cu alții, nu am luptele care ei le au. Dar în aceeași măsură, dragii mei, sunt multe alte lupte care le am eu. Singurul standard după care eu mă pot măsura, mă pot cântări, spiritual vorbind, mă pot compara dacă sunt cu adevărat cum trebuie, este acest cuvânt a lui Dumnezeu. De aceea, dragii mei, citind în cartea aceasta, te vezi cum arăți. Și v-am spus, cartea asta e cuvântul Domnului. Amin la aceasta? Dacă este, împreună cu mine vă uitați la Iacov, capitolul 1, cu versetul 22. Fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători înșelându-vă singuri, căci dacă ascultă cineva cuvântul și nu îl împlinește cu fapta, seamănă cu un om care își privește fața firească într-o oglindă. Și după ce s-a privit, pleacă și uită îndată cum era. Dar cine își va adânci privirile în legea de săvârșită, care legea slobozenei și va stărui în ea, nu ca un ascultător lui tuc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. Eu mă compar cu acest cuvânt a lui Dumnezeu. Dacă dimineața va trebui să plec într-un loc de o întâlnire foarte importantă, cu un om de rang înalt, și ultima verificare, mă uit în oglindă de la ușă și văd că îmi stă părul cine știe cum, că azi modă să se părul cine știe cum, dar îmi stă din greșeală așa și o zic, las că trece și mă duc acolo. Rușine să-mi fie mie, că trebuia să mă corectez. Dacă văd că sunt pătat pe cămașă, nu ies din casă, Fac repede ce pot, mă schimb ca să fiu îmbrăcat adecvat. Sunt cu adevărat nechirzuit dacă mă văd cum sunt și nu mă schimb. Cuvântul ăsta îmi arată cu adevărat cine sunt eu. Dar ca El să poată pătrunde în inima mea, aici intervine tot puterea lui Dumnezeu și Duhul Sfânt ia cuvântul acesta și mă convinge pe mine de păcat. Până Duhul Sfânt nu face aceasta, vreau să vă spun, am putea noi striga, vorbi și face ce vrem nu se schimbă absolut nimic. Și este o vreme a cercetării, când Duhul Sfânt vorbește inimii tale, când într-o noapte, într-o dimineață, într-o zi, ai simțit în inima ta că Dumnezeu îți vorbește, Dumnezeu te cheamă, Dumnezeu vrea să stea de vorbă cu tine, simți chemarea aceea, nu amâna chemarea la mântuire. Dumnezeu are resursele pentru mântuirea ta nu standardul oamenilor, nu ceea ce a spus un anumit grup de oameni sfinți cum vor fi ei. Noi credem ceea ce vorbește cuvântul sfânt a lui Dumnezeu și Duhul Sfânt care îl pune în inima noastră mărit să fie în numele Domnului. Ca apoi, dragii mei, acestea toate să ducă pe om într-un moment în care va trebui să iau decizie profundă. Și acum ascultați care este chemarea lui Dumnezeu. În versetul 36 spune astfel, pe când își urmau ei drumul, au dat peste o apă și faminul a zis, uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat. Dragii mei, dacă citiți încă o dată textul și de nu știu câte ori vezi dumneavoastră, nu veți găsi că spune că Filip i-a spus, hai mă să fii botezat. Băi ce fain ar fi. Uite că seara asta e plin, s-a cântat frumos. Sunt musafiri din Daia, din Vico, din Canada, din câte alte locuri. Uite că am pus o cadă cu apă ca să-i botezăm. Avem băieți deștepți și buni care ne fac poze frumoase. Îți dai seama ce fain o să fie? Îți facem și ție o poză. Ce fain ar fi? O pui în rama acolo în casă. Nu numai atâta, te punem pe internet dacă vrei, pe Facebook, unde vrei tu. O să fie frumos, o să-ți placă și ție. Îți facem diplomă că te-am botezat. N-ai vrea să fii și tu la botez. Filip nu face nimic din așa ceva nu îi spune că o să-l dea la Ierusalim în ziar, să o boteza fame în pustie. Primul caz unicat, o să vină pe aparat să se facă poză, CNN, o să transmită în America. Nu! Filip îi predică pe Domnul Iisus Hristos. Și în momentul predicii, famenul acesta primește o chemare profundă din partea lui Dumnezeu. Și el spune, uite apă, tu ai spus că cine crede în Dumnezeu trebuie să facă un legământ conștient cu Domnul. Ce mă împiedică pe mine, să fiu botezat. El cere lucrul acesta. Dragii mei, chemarea care ți-o face Dumnezeu îi să te împaci împreună cu El, să te întâlnești în locul în care Dumnezeu este, să lași pe Dumnezeu să -ți schimbe viața, să-ți prelucreze ființa ta și toate acestea trebuie să culmineze într-un act profund din care va continua o viață nouă cu Dumnezeu. Și actul acela este demarcat de momentul botezului în apă. Cineva va spune, eu sunt botezat în apă, și eu v-aș putea spune și eu am fost botezat în apă. Aveam, mă gândesc, șase săptămâni. Am fost dus în Timișoara la botezi. Aș vrea să vă spun că nu mi-aduc aminte absolut nimic din ziua aceea. Nu mi-aduc aminte cum era îmbrăcat Domnul Părinte, nu mi-aduc aminte ce m-a întrebat, dacă m-a întrebat ceva, nu mi-aduc aminte cât de rece sau caldă a fost apa, nici măcar nu mi-aduc aminte dacă am plâns sau am țipat. Nu mi-aduc aminte. Mai mult, nu mi-aduc aminte să mă fi întrebat pe mine cineva dacă este de acord. O, mă un creștin a forțat. Nici măcar mi-a dat consimțământul. Drept de vot, de veto. Nu mi-a dat nimeni voie. Nu m-a întrebat nimeni. Dar mi s-a spus mai târziu că fără voia mea, eu sunt creștin. În schimb, dragii mei, mi-aduc aminte că la vârsta de 15 ani, în urmă ce cuvântul Domnului într-o zi mi-a pătruns profund în inimă, în urmă ce Duhul Sfânt mi-a vorbit în inimii mele, am luat eu decizia personal că vreau să fiu copil al Lui Dumnezeu, că aș vrea să-mi predau viața Lui și să-L urmez toată viața mea, aș vrea să fac voia Lui Dumnezeu oricât m-ar costa, Versetul care mi-a vorbit din mele și care, aș spune eu, a produs nașterea din nou, era când în camera mea citind din Biblie, la vârsta de 14 ani și ceva, am citit versetul care spune, cine își va pierde viața, o va câștiga și cine își va căuta să-și câștige viața, o va pierde. Când am citit acel verset, am căzut pe genunchi și am început să plâng și am spus, Doamne, nu pot, e prea de tot, încerc prea mult, nu se poate așa ceva. Eu nu sunt gata să mor pentru Tine. Momentul în care Duhul Sfânt a început să vorbească inimii mele, în urma acelui moment în care am înțeles că sunt chemat să-mi pierd viața, că oamenii zic, măi, oameni buni, aici sunt niște domnișoare care sunt tinere, vin la botez. dar au viața în față să se boteze bătrânii, că ei oricum îți gata cu viața. Dar domnișoarele astea, băieții ăștia tineri, ei încă au de trăit, încă au de mers la mare, încă au de mers să se plimbe, au să facă facultate, să facă copii, să căsătorească. De ce acum la botez? Pentru că oamenii spun, îți pierzi viața, îți pierzi viața, omenește vorbind. Și Dumnezeu spune, cine își va pierde viața în ochii oamenilor, o va câștiga pentru împărățirea lui Dumnezeu. Dar cine va căuta să-și câștige autonomia, eu fac ce vreau, sunt cine vreau, își va pierde viața înainte lui Dumnezeu. Noi ne-am făcut robi ai lui Dumnezeu neprihănire, că cel ce ne-a mântuit e Domnul Iisus Hristos, mărit să fie în numele Domnului. Că te unul spune să mă fac eu sclav unei biserici, sclav unei religii, dați-mi voi să vă arăt eu cât de sclav suntem noi. Cel care este obsedat de patima fumatului, eu îi spun, dovedește că nu e sclav. Uite, două luni de zile, hai nu două luni. O săptămână, hai nu o săptămână, două zile, o singură zi. Nu fumează. Poți? Vezi că tremur omul săracul cu el, începe, că automatizează, deja, a intrat în sistem, nu mai poate, transpire, nu mai stă, fuge afară și trage o țigară. Bă, nu pot. Înseamnă că ești rob și ești robit. Tu care bei în fiecare zi cronic, oprește din băut pentru câteva momente, poți? Nu că ești rob stăpânit de lucrul acela. Eu, în schimb, am capacitatea să nu fumez, să nu beau, nu că sunt eu mai deștept și mai tare ca alții, când mine Duhul Sfânt al lui Dumnezeu a rupt puterea păcatului și păcatul nu mai domnește în viața mea, prin puterea Duhului Sfânt pot să mă împotrivesc acestui spite, că Domnul îmi dă putere măriță pe numele Domnului. Dar nu sunt liber să fac ce vreau, sunt liber să fiu rob al Domnului Isus Hristos, să umblu în calea Domnului și să aleg ceea ce vrea Dumnezeu. Asta înseamnă chemare la pocăință. Și cei care aud chemarea aceasta, zic și ei, în conformitate cu chemarea Domnului, ce mă împiedică să fiu botezat? Aș vrea și eu să iau decizia conștientă să fiu copil al lui Dumnezeu. Dragii mei, asta este chemarea lui Dumnezeu. Știți care este răspunsul omului? Filip îi spune, dacă crezi că Isus este Fiul lui Dumnezeu, se poate. Dacă crezi în toată inima ta, se poate. Și omul acesta răspunde afirmativ. Cred că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Și în urma acestei afirmații, a cerinței personale, Filip a botezat pe famen. Filip l-a încadrat în familia lui Dumnezeu prin actul acesta binecuvântat care cu adevărat demarchează, dacă vreți, delimitează viața veche de viața nouă. Avem în adunare o familie care participă mai de mai mult împreună cu noi. Sora este oarbă. A orbit la un oarecare punct în viață, fiind căsătorită, soțul ei când s-a căsătorit, aflați că este bolnavă și a spus, eu vreau să mă căsătoresc cu tine, că vreau să îngrijesc de tine. Nu erau pocăiți, cum zice noi, din rangul pendicostalilor, Dar oamenii aceștia, oameni cu minți, au căutat pe Dumnezeu și sora, la un moment dat, mișcată de cuvântul Domnului, a decis să facă botezul în apă. S-a botezat și a pierdut viața lui Dumnezeu. Oarbă fiind, în schimb, n-a mai putut să citească în Sfânta Scriptură. Ce a început, în schimb, să facă, dragii mei, a început să asculte Biblia audio. Atât de mult a ascultat-o, încât, dragi tineri vă ascultați-mă foarte bine, a memorizat pe de rost galateni, efeseni, filipeni, coloseni, 1, 2 Tesaloniceni, 1, 2 Timotei, acum era latit Și ea tot învață cuvântul lui Dumnezeu. Sora asta și mai multe versete, că știm noi ca păstori, dragii mei. Și le ascultă cuvântul Domnului în fiecare zi. Spunea, frate Andrei, ce frumos deschide Dumnezeu mintea când încep să memorizez cuvântul lui Dumnezeu. Sora asta, în schimb, i tot vorbit soțului ei despre Dumnezeu. Soțul ei venea cu ea la biserică, foarte respectuos de altfel, dar nu vroia el să schimbe nimic din ceea ce a însemnat istoricul lui. El rămâne cum este el. Plec într-o călătorie acum recent și mă sună sora Corina și spune soțul meu este bolnav, este în spital. Poți să vii să rogi pentru el? Sigur. Mă duc la spital, mă întâlnesc cu dumnealor și vorbesc cu dumnealui. Și vorbim un pic despre Dumnezeu. Și îl întreb, crezi în Dumnezeu? Și el spune, Cred că este ceva acolo sus, nu știu cum să numesc, dar drept că între mine și voi e o mare diferență. Eu văd în tine și în ea ceva special, eu nu am ce aveți voi. Și eu vorbesc cu ele despre siguranța mântuirii care o dă Domnul Isus Hristos, care poate schimba inima noastră, care este cu noi, care ne iubește. I-am vorbit despre Dumnezeu și fac o rugăciune cu El și plec acasă. Plec chiar într-o călătorie și îmi sună sora Corina, spune, frate Andrei, aș vrea să vii să dai botezul soțului meu că vrea să se boteze. Acum aș vrea un pic să înțeleg cum e situația asta. Mă întorc înapoi acasă și mă duc la spital. Acum era un pic afectat în vorbire, nu mai putea comunica corect și coerent. Încă judeca logic, dar nu putea să se exprime corect. Era foarte frustrat de aceasta. Vorbind împreună cu dumnealui, îl întreb, frate Mircea, care ar fi dorința dumneavoastră? Și el spune, v-am tot spus, eu cu tine, cu ea, la fel. V-am tot spus. Dar eu n-am fost aici când am spus, iertați-mă, ce ați spus ca să înțeleg și eu? Înțeleg greutate că nu se putea exprima corect. Ea îi spune, Mircea, ce mi-ai spus mie? Dar ți-am spus, ce tot mă întreb că ți-am spus? Dar ce ai spus ca să înțeleg și eu? Zice ea, spune, frate, de ce ai zis tu? Tu ai spus că vrei să te botezi. Dar v-am spus odată, de ce tot mă întrebați? V-am spus ce vreau. Am rămas surprins, zic, frate, Mircea, asta doriți? Dar v-am tot spus ca tine, ca ea, eu cu Dumnezeu vreau. Am rămas impresionat, zice ce frate Andrei, te rog să mă crezi. Eu nu i-am spus că trebuie să botez. eu am tot recitat din cuvântul Lui care l-am memorizat eu atâta. I-am tot spus din cuvânt. Și cuvântul ăsta are putere să schimbe, lăudat să fie în numele Amen. Domnului. M-am dus împreună cu un frate slujitor și am făcut botezul în spital așa cum s-a putut. N-am apucat să facem timp de cateheză și multe explicații, având în vedere că eram într-o situație care risca să moară. Vorbind împreună cu omul acesta, acum îl întreb, și eram curios, Prima oară când e spus, în Dumnezeu, cred în ceva acolo sus. După ce sură tot din cuvântul Domnului, îl întreb la, la botez. Crezi în Dumnezeu, Tatăl nostru? Spune, da, cred. Crezi că Iisus Hristos a murit și pentru păcatele tale? Da, cred. Crezi că Iisus e Fiul lui Dumnezeu? Da, cred. Crezi că Duhul Sfânt este Duhul lui Dumnezeu? Cred. Și acum eram curios să văd ce se va întâmpla câtă vreme vrei să-L pe Dumnezeu? Nu i-am spus cum să răspundă, ce să zică, ce zice El, toată viața. Dragii mei, Cuvântul lui Dumnezeu schimbă inimile oamenilor. A, cuvântul lui Dumnezeu modelează și cheamă oameni la pocăință. Famenul acesta ceru botezul pentru că Dumnezeu a prelucat inima și l-a chemat la Dumnezeu. Auzind cuvântul, Duhul Sfânt prelucându-i inima, a acceptat dorind de unul singur, cerând personal, vreau să fiu botezat în apă ca acta legământului cu Dumnezeu. Asta înseamnă să te împaci împreună cu Dumnezeu. Schimbarea a plecat de acolo plin de bucurie. Iubitul meu ascultător, nu amâna chemarea pocăinței. Îți vorbește de ani de zile Dumnezeu, prin biserică, prin prieteni, prin cei cunoscuți, prin rude, prin frați, împacă-te cu Dumnezeu. Mai este loc la cruce și pentru tine, dragul meu. Nu știi cât mai ai de trăit în viața aceasta. Închei cu o ultimă întâmplare. Fratele Pavel Tipei povestea aceasta, dacă ați auzit în întâmplarea, îngăduiți-mă să vă o repet. Zicea dumnealui că era mai tânăr, făcuse un botez în aer liber. Și era undeva afară, s-a predicat cuvântul și acum vreau să facă botez în apă a făcut botezul și când este gata, simte așa un imbol și strigă el. Uite apă, care este următorul? Și din auditoriu care era prezent acolo afară, nimeni n-a răspuns. La care fratele continuă încă o dată. Omule, nu te împotrivi chemării lui Dumnezeu. Uite apă, care este următorul? Și nimeni nu răspunde. Zicea Dumnealui, am ridicat vocea mai tare și am strigat. Omule, cu împietrirea inimii tale să o comoară de mânie pentru ziua judecății lui Dumnezeu. Uite apă, care e următorul? Zicea lui că de undeva din spate să desprins un om. Când l-am văzut că venea către mine, cel m a speriat. Când i-am botezat fata cu ani în urmă, soția cu ani în urmă, mi-o spart toate geamurile la biserică. Când a venit soția dumnealui vrând ea să fie botezată, m-a sunat și mi-a spus, măi, drace de popă, dacă cumva îmbotezi fata, eu vin acolo, te tai și pe tine și pe ea. Omul era supărat. Și zicea el, omul ăsta acum venea către mine. Și eu îi zic, omule, nu pentru tine am strigat, pentru alții, tu stai cu minte acolo. Dar el vine foarte terminat către mine, zice dumnealui. Și eu spun, auzi, ascultă-mă, te rog, nu pentru tine am zis, sunt pentru alții. Stai cu minte, stai acolo. Și eu intră în apă lângă el. Zicea dumnealui, eram și mai slab și mai subțire, el mare, îmi trage microfonul din mână. Ce era să mai zic? El îmi spune așa, mai băiete, ai spus că eu am un suflet și sunt responsabil în fața lui Dumnezeu pentru sufletul meu. Dacă tu nu mă botezi, eu nebotezat nu plec de aici. Mă arunc eu în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Dar eu nebotezat nu plec de aici. Ce bine lui, dacă am așa am văzut că treaba, am botezat ce era să fac. A doua zi mă sună cineva. Bă, cine crezi tu? Billy Graham acolo strigi, uite, e apă, vine, în următorul. Cine crezi tu acolo să faci așa show acolo afară? Parcă văd acum că o să fie probleme din cauza asta. Dumnea lui necăjit, zice că trece o zi, trece două, trece a treia zi, miercuri și joi dimineața, îl sună soția acestui om. Frate, tipii, vreau să spun că seară soțul meu a murit și a plecat la Domnul. Dar știu că a plecat mântuit când murea mi-a spus, nu plânge, eu mă duc la Dumnezeu. Dragul meu ascultător, eu nu știu câte zile mai ai, nu știu câte ore, câte luni, câți ani îți mai îngăduie Dumnezeu. Nu crede că mai ai încă de trăit viața, bucurii, pătrece și plăcerii. Nu știi câtă vreme mai ai. Am avut nefericita situație să fiu la mormântarea tinerilor de 18-20 de ani. Am îngropat copil care a trăit doar două ore după naștere, dragii mei. Ascultați-mă bine, nimeni nu știe cât are de trăit în viața aceasta, câtă vreme mai bate inima în tine, câtă vreme mai auzi și mai poți judeca, astăzi, dacă auzi glasul lui, nu-ți împietri inima, primește chemarea mântuirii și Dumnezeu să vorbească încă inimilor noastre prin Duhul Sfânt, să ne cerceteze, să ne spele, să ne schimbe și -o Domnul să aducă lucrarea mântuirii. Amin.